Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Suceava au testat 132 de angajați ai Spitalului Rădăuți pentru a depista noul coronavirus. 24 de persoane s-au dovedit infectate. Este vorba despre medici, asistenți medicali și infirmieri care acționează în mare parte în secțiile de chirurgie și terapie intensivă. Un singur angajat al compartimentului de primiri urgențe a fost depistat pozitiv și nu este vorba despre un cadru medical. Majoritatea celor infectați sunt asimptomatici. Spitalul Rădăuți are 600 de angajați. De la declanșarea pandemiei au mai fost depistați 27 de salariați infectați, dar nu simultan, ci în perioade diferite de timp.